Bună ziua, domnul Ranciu. Bună ziua, domnilor. Am auzit că ați declarat greva foamei la domiciliu. Puteți să ne spuneți și nouă ce s-a întâmplat? De ce ați declarat greva foamei la domiciliu? Ca orice cetățean care are dreptul la protest, nu o declară de bine. O declară datorită situației în care se află. Și cu ocazia acestei greve vreau să mă adresez al domnului președinte al României, domnului președinte Iohannis, domnului premier care a fost în Turcia cu ocazia raliului și cunoaște situația, am dat un memoriu, domnului prim-procuror al României, domnului ministru al justiției, domnului președinte al Consiliului Suprem al Magistraturii, doamnei procuroare al DNA-ului Codruța Chiove și cu care acest grup organizat de la Turcia se laudă că sunt protejați de dumneei, lucru care nu cred, și în special domnului Băsescu, care știe, am făcut nenumerate memorii. Mă aflu în greva foamei și am depus scrisuri atât domnului prefect, domnului președinte al Consiliului Județean, domnului primar, poliției, domnului comandant al poliției, care știe situația mea și care a luat-o în derâdere, cred că până la ora actuală, că nu a făcut nimic. Am făcut informații SJPI-ului din patriotism și am divulgat toate abuzurile procurorilor, judecătorilor și a polițiștilor care au subordine, a avut de cercetat dosarele mele și au spus că domnii procurori le-au dispus soluțiile. Nu cred că dumnealor aveau obligația să cerceteze, să dea soluții adecvate, așa cum a făcut-o și un polițist la Turcia pe nume Grigore Dumitrev, care are probleme din cauza mea. Dumnealui s-a pronunțat corect și cinstit. Nu l-am cunoscut până la acea dată niciodată. Și mai e un domn polițist Costache de la fraude. Am divulgat evaziunile fiscale în care, de aici mi se trage, în care au protejat un tip, un evazionist din Turcia, care a apelat la toate relațiile lor peste tot, mi-au distrus și familia, au determinat-o pe fosta mea nevastă de acasă să plece și să nu se prezinte să mă apere. Mi-au fabricat dosare penale la comandă ca să mă intimideze. Am fost cercetat de acești polițiști. Știu că un dosar penal a fost instrumentat la comandă și s-a repartizat domnului Leonte, un polițist cu mare caracter, care nu a dat curs acelui dosar, că și-a dat seama că e o făcătură. Domnul Leonte, până în prezent, a fost la Poliția Deltei și acum e pensionat. Dacă cineva vrea să-l întrebe, el poate întreba și dumnealui vă confirmă. Atunci când eu am divulgat evazioniștii fiscali din Turcia, mi s-au făcut dosare de a-l proteja pe acel evazionist. Am intrat în disgrația polițiștilor, procurorilor, judecătorilor, datorită faptului că eu am divulgat o rețea care furau casele la oameni. Adică o bătrână, mai concret, o bătrână vis-a-vis de blocul meu, care aveam grijă de ea, îmi promisese că îmi va face acte pe case. Pe mine nu m-a încântat lucrul ăsta, am lăsat-o la timpul respectiv. Ce s-a întâmplat? Văzând că eu, sunt un luptător împotriva lor, nu știu prin ce metode a ajuns la această bătrână, nu știu prin ce metode i-au furat casa. Atât știu că bătrâna a dat o declarație în fața notarului că nu și-a vândut casa. Știu că bătrâna a declarat că nu a cerut avocatei la acea dată care a participat și a furat casa să-i facă ieșire din diviziune. Știu că nu a făcut cerere pentru a-și face cadastru, știu că avea buletinul expirat, știu că și în continuare actul de proprietate al casei se află la mine, pentru că mi-a dat în păstrare. Întrebarea mea este față de acești oameni, cum au putut să ia casa bătrânei? E o explicație pentru mine, până în șelăciune. După... Ați făcut plângeri, domnul Ranciu, în acest sens? Am făcut plângeri peste tot. Am făcut plângeri la parchetul Turcia. Știu că la parchetul Turcia a fost apărată de doamna Marina Crețu și de domnul procuror Ticoschi, un procuror care nu are o reputație frumoasă, nu vreau să vorbesc. Așa, am făcut mai departe la Curtea de Apel Constanța, știu că au fost protejați de către acești procurori de la Constanța, familia Poenaru, care era la data respectivă. Nu am putut să mă lupt cu acest sistem pentru că erau foarte mulți.
după ce au fost protejați, știu că mi s-au făcut probleme la serviciu unde am lucrat 30 de ani la frigorifer și nu am avut probleme cu nimeni. Deci aveam o caracterizare foarte bună la frigorifer. Am deranjat grupul de interes de la frigorifer pentru că am candidat ca lider desficat. Știu că mi s-a îngrădit acest lucru, chiar nu mi s-a dat permis, chiar nu mi s-a permis să intru în cum îi spune, în curtea frigoriferului. Am fost forțat să părăsesc sala de alegeri, s-a ales acel candidat Crăiescu și am făcut plângeri. După această problemă au urmat o serie de sancțiuni care m-au sancționat pentru a mă desface contractul de muncă.